La final de an, bazinul de not Bacău a găzduit campionatele naționale Open de sărituri în apă. Concursul a reunit aproximativ 25 de participanți în condițiile în care mulți sportivi au acuzat probleme medicale. Cel mai bun săritor al Bacăului, Cornel Ardeleanu, a ratat competiția din cauza unei operații la menisc. Juniorul Cătălin Cozma a concurat accidentat și a cucerit o medalie de aur la trambulină 1 metru și argintul la trambulină 3 metri. A fost foarte greu să sar la capacitate maximă. Trebuia să sar pentru că acest concurs este foarte important și trebuia să câștigăm. După prima zi de concurs, Cosma a declarat forfeit din motive medicale și a mers la spital cu temperatură mare și frisoane. Rezultatul este scontat, mă refer aici la Cosma Cătălin, a câștigat proba de trambulină 1 metru, era de așteptat, s-a simțit lipsa lui Ardeleanu Cornel de la tot de la proba de trambulină 1 metru, însă la altă categorie de vârstă, la o categorie mai mare. Vicecampioana europeană Mara Aia Coboaie a obținut două locuri 3 la platformă individual și trambulină 1 metru, iar la sincron trambulină 3 metri a terminat pe primul loc. Randamentul ei a fost de asemenea afectat în condițiile în care sportiva a fost bolnavă cu o săptămână înainte de concurs. Bilanțul SCM Bacău este completat de Cristinel Tancău și Tiberiu Lazăr, care au ocupat locul al treilea la sincron, platformă și trambulină 3 metri. Naționalele au fost dominate de stelistul Constantin Popovici, care a concurat de asemenea accidentat. Constantin de la Steaua București este întotdeauna foarte spectaculoasă, el fiind la ora actuală cel mai bun sportiv din țară și al 8-lea în lume. Campionatele naționale Open au încheiat calendarul competițiilor de sărituri în apă din acest an. Secția de specialitate de la SCM Bacău se mândrește cu doi sportivi la loturile naționale, Cătălin Cozma și Mara Aia Coboaie.